Ziua Regalității marcată în avans la Severin. Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei Mehedinți a organizat un concert de înaltă ținută susținut de Orchestra de Cameră a Liceului de Arte Iște Paulian din Drobeta Turnu Severin. Sărbătorim 10 mai, adevărata zi națională a românilor, să spun așa, sau, mă rog, cea mai veche sărbătoare națională, care are o triplă semnificație. Iată că ea coincide și cu Ziua Europei, foarte frumos, de care ne leagă niște valori deosebite. Și astă seară, acești minunați copii vor interpreta câteva arii de succes și sperăm ca să fie așa pe sufletul nostru, care este un suflet abătut al nostru, a românilor, în ultimul timp, dar sperăm să ne aducă alinarea necesară și nu avem decât să spunem un singur lucru. La mulți ani România, la mulți ani românilor, la mulți ani tuturor. Se împlinesc 142 de ani de când România și-a câștigat independența de stat, dar pentru că mâine sunt foarte multe evenimente și la nivel național, mai ales la București, și mulți monarhii și adepții regatii sunt plecați, atunci ANRM Mehedinți, împreună cu Liceul de Arte Ion Ștefan Paulian, a ales să celebreze ziua 10 mai cu o zi înainte. Și ca formă de recunoștință pentru personalitatea marcantă a regelui Carol I, am ales ca și acțiune un concert al unei orchestre de cameră destul de nou înființată la nivelul Liceului Paulian, este Orchestra de Cameră Mozartino. Cunoscătorii adevărați ai istoriei au avut parte de un eveniment deosebit odată cu sărbătorirea Zilei Regalității, astfel încât, pe lângă concertul de muzică, au putut afla câteva crâmpe din istorie. Prințul Carol, devenit regele României la 1881, a făcut tot ce a fost posibil și poate că a fost un român mai, prin adopție, mai român decât românii natali acestor pământuri. Prin modul în care s-a prezentat, felul în care a expus interesele României. La nivel local, în Drobeta Turnu Severin, evenimentele de Ziua Regalității au avut rolul de a marca rolul fundamental al monarhiei în istoria României. Sala Grigore Cerchez s-a dovedit neîncăpătoare pentru zecile de severineni care au venit să asiste la un eveniment emoționant și unic. Oficial, ziua nu are un nume, dar în mod curent se vorbește despre Ziua Regelui sau Ziua Regalității.